o idee care ne privește, cea care ar fi iubește-ți râul. Sloganul numărul 2 după iubește-ți râul de astăzi este să aducem râurile europene la noi acasă și într-adevăr acele exemple bune pe care le vom regăsi în acea informație mică pe care o veți primi, să putem să le implementăm la noi în Republica Moldova, că într-adevăr avem nevoie de aceste exemple bune și să le vedem într-adevăr la noi acasă. Festivalurilor care au loc acum în Republica Moldova au drept scop căutarea mai multor prieteni și extinderea campaniei Iubește-ți râul la nivel național.
vorbesc despre legalitate. Important că cu toții o să ne implicăm în acțiuni de reabilitare a copilor.